la liceul Petru Rareș din Botoșani. Iată, avem un obiect care funcționează. Din câte s-ar părea, este vorba de un piston. Se explică cum funcționează pistonul. Este un obiect făcut chiar de elevi. O machetă făcută cu ajutorul elevilor. Aici, ca să arate efectiv funcționarea motoarelor în patru timp. Patru timp. Admisie, compresie, explozie și evacuare. Și evacuare. Trei am știut din patru. Avem aici arborile copii, cu biela, pistonul, cilindru, aprinderea cu bujia, iar astea sunt patru, de admisie și de defulare. Creatorul este pe aici sau a plecat, a absolvit? Creatorul, cine e creatorul? Tânărul? Creatorul nu. Creatorul sunt mai mulți elevi. Așa. Nu creează în cadrul unui proiect. Noi e de mini-proiect. Păi băieți, voi trei sau patru, o faceți asta, tema asta. Și ei se consultă unul cu altul, consultă materialele, unul face unul, unul face alta. Deci cu totul cu ajutorul elevilor. Și a elevelor, presupun, nu? El îi încurajează. Da. Ecologie. Da. Ce înveți la ecologie? La mediu. Da. Da. Și împarți pliante. Mai dăm și mie unul. Așa, bine. Mulțumesc frumos. Felicitări.